6 lei. Aceasta este valoarea reală a unui bilet de călătorie cu troleibuzul sau autobuzul prin capitală. Cifra a fost anunțată astăzi de responsabilii de la Primăria Chișinău, care au prezentat și metodologia de calculare a tarifelor de călătorie în transportul public. Totodată, municipalitatea își propune să facă și abonamente unificate pentru ambele tipuri de vehicule, iar pensionarii și elevii din clasele primare să nu achite nimic. Proiectul urmează să fie dezbătut public, după care va ajunge pe masa consilierilor municipali pentru aprobare. Metodologia de calcul a tarifului pentru călătoria cu transportul public presupune un preț comun atât pentru autobuze cât și pentru troleibuze. Așadar, un bilet ar trebui să coste 6 lei atât în oraș cât și în suburbii. Suma a fost calculată de primărie în funcție de rata cumulativă a inflației, dar și tarifele majorate la carburanți și energia electrică. Salariul mediu brut pe Chișinău de asemenea a crescut aproape de 3 ori. Pensia medie a crescut. Mai mult, în demersul său, municipalitatea se apără și prin faptul că tariful nu a fost majorat din 2009, iar în fiecare an cheltuielile suportate de întreprinderile municipale care gestionează transportul public au crescut. Mai mult, responsabilii de la primărie s-au referit și la investițiile făcute pentru procurarea unităților noi de transport. În opinia viceprimarului Ilie Ceban, dacă tariful nu va fi ajustat în acest an, primăria va trebui să achite din buget pierderile acumulate, care deja au ajuns la suma de 700 de milioane de lei. Vom ajunge la 1 miliard de lei care vor trebui compensate acestor două întreprinderi și dacă nu va fi ajustat acest tarif, noi riscăm să intrăm în faliment, să băgăm în faliment aceste două întreprinderi. Trebuie să vorbim foarte sincer. Metodologia de calcul presupune și abonamente unice pentru călătoriile în autobuz și troleibuz. Acestea vor fi împărțite pe perioade. De exemplu, un abonament pentru o lună pentru un adult ar putea costa 234 de lei. Pentru 3 luni, prețul este de 594 de lei, iar pentru jumătate de an, 972 de lei. Vorbim expres despre persoana care astăzi circulă cu autobuzul, va avea abonament pe 6 luni, tariful va ieși 2,70 lei. Dacă vorbim că cineva va procura pe 3 luni, îi va ieși 3,30. Dacă vorbim că cineva va cumpăra abonament pentru o lună de zile, tariful va fi de 3,9 lei. În cazul elevilor care studiază la gimnaziu și liceu, prețul este mai mic, 117 lei pe abonament lunar, 297 de lei pentru 3 luni și 436 de lei pentru călătoria cu transportul public pentru jumătate de an. Asta în timp ce studenții ar putea plăti 164 de lei, 416 lei sau 680 de lei pe o lună, 3 și respectiv 6 luni. Curios este faptul că pentru cadrele didactice și lucrătorii medicali, costul unui abonament ar putea fi la fel ca și pentru studenți. Mai nou, pensionarii și elevii din clasele primare ar putea călători gratuit cu transportul public. 6 lei e mult, dar salarii avem de 4.500 lei. De unde îți plătim 6 lei? 4, mă duc 4 vin. Și dacă mai fac încă o oprire, încă se primește. Dar de ce, de exemplu, nu vă cumpărați un abonament? Se mai pierde, se mai... Din cauza asta. Pentru un elev, dacă îți fie 6 lei pentru o călătorie, este foarte mult pentru o familie unde sunt 2-3 copii. În următoarele zile, metodologia de calculare a tarifelor pentru călătoria în transportul public din municipiul Chișinău va fi supusă dezbaterilor publice, după care trebuie să treacă de votul Consiliului Municipal. Ultima dată aceste tarife au fost majorate în 2009.